Aole, nici nu mai avem unde să întoarcem, fraților. Ce? Supărată sunt pustia asta, că nu avem... Dă-te aici, uite aici, printre astea. Acum mutam și eu lăbile alea de la băieți. Mai mânca cu lăbile, ce s alea? Schiurile alea, Cătăline, care merg cu viteză, băieții. Am văzut și eu la televizor. Uite, nici nu mai putem întoarce unde ne-a adus cu tunița. Dar de ce am închis drumul, nu pot să-mi dau seama să-l ajung pe acolo? Păi eu știu că vii tu. Da. Vezi? Mai bine mergeam la mine acolo, cum îi zice la noi. La noi, la asta, cum îi zice? Rânca. La Rânca, da. Că nu scap de mine. Când ne ducem acasă, te duc la Rânca. Da, și la Rânca, frate, tu. Oh. N-ai ce să faci, trebuie să ne duci la Rânca. Cum? Eu o scutunță la Rânca. Mai frumos că ești scutunță. E mai frumos la Rânca decât ca la Sinaia. Da, dar am prins și eu să văd cum se dă alea cu schiurile. Lăbile. Lăbile alea mari. Uite ce frumos e cu Torințul. Da, e foarte frumos că la noi n-am pus să rămân zăpadă. Da, dar aici e frumos că e zbrazi, zonă de munte, turistică și asta. Dar nu știu unde urcă. Unde duce? La hotel Peștera. 24 de km. Să-l lăsam mai ca să-l lii. Da. Vrei să-ți beară aia, că i-ai luat copilul de acasă? Da. Uite aici, că vedeam. Uite ce-s copiii. Uite-i cătărințul copiii. Aici nu-i ce să-l luăm cu lebi, da. După care, acum iau o gustare. Flămâns, doar ce am venit de la munte, de la schi. Da, tare, fometat, am venit de acolo, de la schiuri. Te-ai dat cu lăbile alea? De unde? Am avut noroc și eu de lăbi. Asta e. A fost închisă părtia. A fost închisă. Te tobă de casă. Lasă că o să mă dau cu Sania. Mai bine cu Sania. Te duci altă dată acum și te dai cu lăbile. Poate... Poate mă dădeam cu lăbile alea și schinteam piciorul, mai bine nu. Doamne ferește! Mai bine că a fost pârtia închisă. Uite cotunița. Vrei leuț? Da. Capul de mort aici. Că stai de-n bice. Avem aici într-un pahar mentă. Nu știu ce fel de cocktail vrea să-mi facă domnul Radu. Uitați aici cu romul ăsta de la... Cum bea pirații, fraților, ce să mai... Din Cuba. Un rom original, miroasă, extraordinar. Dar au zis că știe o rețetă de munte, nu știu cum... Deci, mentă, lemon... Mentă verde. Mentă verde. Nu ne punești de pomii cum mă fac pirat. Arr, nu mă pirat. Da. Chiar să știi că fac ca piratul dacă beau asta, țipa asta. Lahăr bun. Ca la bar de lux să-i facem.
Doamne, asta fac eu cu usturoiul, cum pun la rânze. Nu am mai văzut asta. Mojito se numește, mojito. Mojito. Dăm drum la romul caraibian. Mă, Cotuniță, unde ești? Deci ziua Cotuniței se petrece 3 zile la rând. Așa e la noi aici. 3 zile, așa e la munte aici, la Sinaia. Și îi mulțumim frumos domnul Radu. Să vedeți surpriză! Ce surpriză? Gheața, lipsește gheața, bucătare! Și de unde, nu știu gheața? Ce zici, ce părere ai? Cum lipsește gheața? Lipsește gheața. Da, de fapt nu lipsește nicio gheață, bucătare. Zăpadă! Zăpadă, că e mai sănătoasă da, ca orice. Mai sănătoasă. Ia bucătare, că mai am să urnez. Hai puțin. O, Doamne, ajută să trăiești. Mulțumesc. Doamne, cu gheață, fraților, cu zăpadă. La munte. Ăsta e cocktailul ăsta de zăpadă. Vedeți? Iarna, așa se procedează. Pui zăpadă, frate, ca să se simte că ești la munte. Nu? Ați văzut cum am preparat? Luăm gheață de aia de comerț, bucătare. Hai, poftă bună! Mulțumesc, să trăiești, Doamne ajută! Doamne ajută! Dacă e prea mult rom, facem altceva mai nou. Punem un pic de apă. Punem cola, bucătare, imediat. Mamă, ce se bea aici, la munte, fraților. Cum miroase? Vezi ce se bea la munte? Mentă și romul ăla. O zăpadă! Mamă! Bună, ce mișto miroasă mentă. Wow, e super! Super, super! Mulțumesc, mulțumesc, domnul, să trăiești. Ce tare arată. Da? Și asta e definitiv. Asta e șmecheria la munte, fraților. Trabucul și cu cocktailul de munte. Oi. Bună. Și acum trebuie să stăm ca șmecheri, numai așa cu trabucul să ne luăm. O, e gata și meterelul. Gata. Ce faci, bucătare, aici la munte? Ce mai faci acum? Băleuțule, vreau să fac invenții, o invenție, faci ceva, dar nu știu dacă merge, încerc. Dacă merge, merge, dacă nu, nu, salut, la revedere. Am vrut să fac și o pasta asta de mititei. Cu invenție de-a mea. Dar nu știu dacă o să meargă. Acum încercăm. Dacă merge, dacă nu, nu am pierdut nimic. Nu. Asta nu încăpă până în capăt. Ți-a adus Petruț o sticlă. Da, dacă nu încercăm cu asta lui Petruț și împingem ca să iasă. Asta cum le zice asta? Mititei. Asta nu încape. Păi adu-ne, Petruț, o... Stai că iau eu un asta. Un platou, știi? Ce facem să le punem acolo. Hai să vedem, Petru, dacă reușim ceva cu ăsta. Dacă nu, facem cu mâna. Ce frumos miroase, Petru. Nu? Miroase frumos, nu? Mm.
Uite ce invenții face bucătarul. Incredibil. Incredibil. Hai să vedem ce te lauzi bucătarul cu invenția ta. Vedem dacă iasă. Trebuie să încercăm leuțele, dacă nu. Uite, ia, incredibil! Tai-o, Petruț. Tai-o. Mai mult, e bun. Bun. Dar mai lung trebuie. Mai lung, Petruț, nu așa scurte. Să mingem cu aia? Nu știu dacă ne încercăm și cu sigla. Trebuie să punem apă, că apa ne ajută foarte mult. Să vedem cu asta, Petruță, cum merge. Nu merge. Iasă afară. Iasă la bucătare. Nu iasă, nu merge. Nu mai merge. Am pus prea mult ori. Ce ai făcut, mami? Cine e asta? Cine e? Da, mă, Leuțu. Am fost și eu, uite, doamna Andreea, m-am dus cu ea la de m-a aranjat așa frumos. Uite ce îmi trebuie reclamele. Ce nume mă cunoaște? Cutunița, unde ești? Hai acasă, Cutunița. Păi ce nume mă cunoaște? Eu am rămas aici la mititei, la grătar, nu știu. Unde e Cutunița? Nu vine să cred. Nu mai mă cunoaște. Uite ce îmi trebuie reclamele. Nu, serios. Cutuna! Nu e adevărat, nu pot să cred. Deci mine este când mă aranjez, când îmi fac părul așa să fie. Nu, cu tuna, nu, hai să te dau cu ăsta, cu soare, nu. Eu nu mai mă fac nici la grătar. Uite, să analizăm bine. Prea mult fond de ten. Păi așa se face, să acoperi toate... Bunificățile. Da. Nu, cu Tunințo, vină-ți înapoi, țărancă. Cu Tunințo, înapoi, țărancă, te vreau. Eu nu mai pot, frate, nu mai am chef nici de mititei. Nu mai vreau înapoi, așa, bio, cum era aia naturală. Ca găina de la țară. De la țară. Nu mai, nu-mi vine să cred. Schimbare totală la Cutunița. Da. Hai acasă, Cutunițo. Nu mai, o vreau înapoi, cum era aia bio. Cine te-a pus să o duci? A, uite, știu cum s-a schimbat, schimbare totală. Nu mă cunoșteam nici eu. I-am zis prima dată să rămână doamna când o trecut pe lângă mine. N-am cunoscut-o. Aia schimbă oameni. Da. Doamne. Cutunița. Vă vine să credeți că o vedeți pe Cutunița așa schimbată? Niciodată. Într-o dată? Nu vine să cred. Mă stau și mă uit la aia, dar nu vine să cred că e Cutunița aia la masă. Eu tot mă gândesc să vină cu asta mea, țăranca mea. Găina bio? Da. Uite, mici e aici. Unde e? Ce mai faci, bucătare? Îmi pare rău de patroana, că o zis să-i ducem și porcelaș. Dar dovadă. Spune voi. Patroana, ăsta mai e. Nu știu, îmi pare rău. Mi-e și gen așa să-l arăt. Să vin cu porcul ăsta acolo la Mata, la București. Numai lumea cât râde de noi. Am fost, ce se mai să vin patroană. Și la spinării. A zis cu Tunița să vină, dar... Cu ce să mai vină? Ce faci, mă? Uite câte prăjituri a cumpărat doamna Andreea. Să mâncăm împreună cu toții. Savarină, de toate aici. Păi poze! Ce faci, bucătării? Am mâncat porc. Și porția care vrea cu tința de la... Porția patroană. Da. Păi, dacă stăm de 3 zile aici... Patroana, ne pare rău. Până și fălcuța de la porc. Da, lasă, patroane, când vii mata acasă, promit că o să-ți cumpăr eu purcelaș și o să facem unul la rotisor.
Să dea Dumnezeu să fie Leo bine și să veniți cu toți acasă. E invitat și la noi, cu Leo. Da. Și o să venim tot aceea la Radu. Numai să fie bine lui Leo. Și venim tot aici. Tot porcul, fraților. Gata. Deci asta mi-a rămas din porcușor. Asta e tot porcul. Am distrus porcul. Sărbuțiu-te. Adică foarte adevărat, prieten, vă spun din tot sufletul, ne-am simțit extraordinar de bine, ca niciodată, foarte frumos, aer curat, în afară că ne-am dus și pe la Sinaia, zăpadă și alea, foarte frumos. Îi mulțumim gazdei că ne-a primit cu inima deschisă și cu foarte multe surprize pentru cutunița. Să le dea Dumnezeu multă sănătate și nouă și vouă, cei care vă uitați la noi și la gazdă, ca în fiecare an așa să fie, să ne primească cu bine și Doamne ajută. Și noi îi așteptăm la noi tot așa și asta contează foarte mult. Îi mulțumim foarte mult doamnului Radu și doamna Andreea. Așa că noi am petrecut de 3 zile într-una la ei. Că barem știți destul de bine cum arăta purcelașul pe rotisor și în ce hal a ajuns porcul. Acum continuăm cu mai multe până mâine. Așa că, prieteni, eu vă mulțumesc frumos că ne-ați urmărit într-un număr extrem de mare. Doamne ajută la toată lumea și ne vedem mâine, prieteni. La revedere!